dacă nu se, n-a trecut această hotărâre, ce se va întâmpla? Deci este simplu. Nu mai avem. Noi ieșim din AIDA, se discută acum cu juriștii, în mod normal ieșim din AIDA, tot ce s-a făcut până acum, toate cheltuielile, tot ce s-a făcut cu aprobările Consiliului Local, vor fi înapoi. O să vedem ce vă spune și justiția, pentru că nu putem să rămânem așa, adică deja este chiar bătaie de joc. Însă, ținând cont de faptul că nu mai suntem într-o, deci nu intrăm într-o colaborare cu firma după licitație, suntem din nou ca la început. Deci, poate va trebui să facem o licitație pe oraș să desfințăm tot ce înseamnă AIDA. Poate nu va trebui să facem, o să mă consult cu juriștii, însă la prima vedere înseamnă că suntem în aer și s-ar putea să circulăm pe jos sau fiecare cu mașina lui. Deci este responsabilitatea Consiliului Local, noi ne-am făcut toate, am făcut toate demersurile, da, așa se înțelege, așa se înțelege. Deci este un consiliu care, cum să vă spun, lucrează împotriva cetățeanului. Cam asta este totul. De când ar s-a putea? O să vedem, deci o să vedem. S-ar putea să o mai întindem, să cine știe, poate la 40 de grade nu se gândește de atâta de bine ca la 33 de grade și atunci poate vor înțelege, pentru că am impresia că nimeni n-a citit și n-a înțeles nimic. Dar înăuntru sunt 18 grade. Se poate reveni cu o... Păi eu, sigur că se poate reveni, însă eu am spus-o și astăzi, eu nu cer revenire, decât revenirea se face conform regulamentului, numai în momentul în care sunt modificări. Noi nu avem ce să modificăm. Contractul este contract, totul este așa cum trebuie făcut, deci nu putem să venim cu modificări. N-au decât consilierii să inițieze, cei care n-au fost de acord sau cei care au fost de acord, să inițieze un nou proiect de hotărâre și să vină cu el. Eu mi-am făcut treaba, aveți un transport încă în comun cu n-are nimeni în toată zona și lucrul ăsta l-ați văzut dumneavoastră. Dacă asta deranjează în Alba Iulia, pe consilierii puterii, pentru că ei sunt la putere acum, pe țară, deci consilierii guvernului, dacă pe ei deranjează această chestiune, au votat în consecință și iată ce s-a întâmplat. Dacă unul dintre consilierii PDL nu s-ar fi abținut, probabil ar fi trecut. Consilierii PDL s-au abținut pentru că, având relații, cum să spun eu, de serviciu, nu pot să voteze pentru că atunci avem o mai mare problemă decât problema de asta. Deci ei au respectat legea. Este o teamă și din cauza acelei panchete a DNA-ului privind transportul... De ce să le fie teamă? Ați văzut vreun consilier chemat la DNA? La DNA mă duc doar eu. Cu mine are probleme. Deci eu sunt cel care le înscenez pe toate și le fac pe toate. La DNA mă duc, eu ați văzut pe cineva. S-au dus, s-au declarat. Văd întrebări, ancheta este în curs. Eu sunt sigur că se va lămuri, pentru că nu este nici măcar o problemă. Este o nelămurire care trebuie lămurită. Este drept că suntem foarte sensibili în momentul în care ne cheamă cineva undeva, pentru că această sensibilitate, în ghilimele, a fost creată de-a lungul timpului. Nu este cazul aici. Poate să fie sensibili și să aibă probleme cei care au mutat bani dintr-o parte în alta. Aici nu este cazul de așa ceva. Aici este o discuție legată de gratuități. Dacă se va spune că gratuitățile nu trebuie date, vreau să văd dacă în toată țara, pentru că toată țara se face lucrul ăsta, și a fost o discuție legată de subvenție, pentru că nu s-au înțeles anumiți termeni. La ora asta cred că s-a înțeles totul și așteptăm să vedem ce se va întâmpla.